Nu știu ce părere aveți voi despre semnalizările de culoare albă de pe triplele spate, inclusiv marșarierul care este tot de culoare alb. Mie unul personal nu-mi place, având în vedere că tot stopul este de culoare roșie și mașina de altfel are tot culoarea roșu. Dar acest lucru se poate rezolva. Am să folosesc o folie transparentă de culoare roșu, un cutter și o foarfecă. Înainte, cu vreo 2 ani, 3 ani, am avut un spray cu lac de culoare roșu, care l-am dat, arăta bestial, dar după niciun an de zile, exact pe acele porțiuni albe, atât de tare s-a îngălbenit de, ziceai că așa este plasticul galben. Prima dată am să tai o bucată de folie de dimensiunea care consider că mi este necesară aici. Am să tai o bucată mai mare, n-am să tai o bucată exact cât este acolo dimensiunea. Nu este suficient să acoperi doar partea din față cu folie și aici pe lateral către capota portbagaj plasticul are tot culoarea alb și chiar dacă închideți capota să știți că este vizibil. Deci atunci când înfoliați trebuie să puneți și pe acea laterală. Am deschis portbagajul ca să pot lipi și pe partea din lateral către portbagaj. Am tăiat o bucată de folie, evident mult mai mare decât îmi este necesar. Am să degresez prima dată, folosesc alcool izopropilic. Suprafața trebuie să fie curată dacă vrei să-ți prindă foarte bine. Ok, după care am să scot folia de pe suportul de hârtie. Am să o poziționez cam pe unde zic eu că este ok. În principiu am să încep dintr-o margine, marginea către portbagaj, după care ușor cu degetul am să mă duc câte puțin ca să nu prind fire de praf cum s-a întâmplat aici și să nu las nici bule. Puțin câte puțin, nu trebuie să te grăbești, aici am lăsat o cută. Nu știu de ce mă grăbesc. Când mă grăbește nimeni. De fapt, problema e că aici începe tripla să se onduleze puțin. Este ca o adâncitură și deja încep să îl pun, să pun greu această folie, așa că am să folosesc un uscător de păr să încălzesc folia și în felul acesta se mulează mai bine. Imediat ce o încălziți, o să simțiți cum cedează și cedează foarte ușor. După care am să lipesc și partea dinspre interior. Ok, după ce am lipit folia, se vede unde este îmbinarea părții albe de folie cu partea roșie, așa că am să vin cu un cutter și am să tai surplusul. Nu trebuie să apăsați foarte tare,
este suficient să trageți ușurel o linie. Ok, după care am să dau jos excesul de folie. Să țineți cutterul la îndemână pentru că exact pe unde ați îmbinat peturile, e posibil să nu fi tăiat foarte bine. Și cam așa arată acum cu folia roșie. Nici nu se vede măcar pe unde am tăiat folia, atât de bine se îmbină culoarea roșie a foliei cu culoarea triplei. Pentru stopul de marșarier am să tai la fel o bucată de folie. Am să degresez. Și am să lipesc folia. La fel am să încep dintr-o parte. Opa. Și am să mă duc câte puțin. Nu vă grăbiți. Dacă vă grăbiți, faceți cute și lăsați bule de aer. Mă duc puțin câte puțin. Aici nu o să avem nevoie de feon, pentru că suprafața este dreaptă. Nefiind ondulată, nu o să avem probleme. Și dacă este o idee mai mare tăiată decât este partea albă a stopului, credeți-mă, nu o să vedeți absolut deloc acea îmbinare. Gata, am făcut și marșarierul. Am să pun și pe partea stângă, la fel și aici am să tai o bucată de folie mai mare. Am să degresez. La fel cum folosesc eu această folie transparentă de culoare roșu, găsiți și folie fumurie. Băi. Și cam asta a fost. Este și acesta de culoarea roșu. La fel, trebuie să fii foarte atent să vezi pe unde s-au îmbinat cele două culori, pentru că diferența de culoare este aproape nesemnificativă. Am să aprind becul de marșarier și avariile ca să vedeți care este diferența de luminozitate între becurile stock și folosind această folie. Pe marșarier, lumina are o tentă spre roz, roz închis, ca să spun așa. Mă uit în bec de aproape și nu mă orbește absolut deloc. Probabil pe timp de noapte nu aș vedea mare lucru. În schimb, cel mai dezamăgitor sunt becurile de semnalizare, care abia se văd. Deși este zi afară, lumina degajată este foarte, foarte slabă. Aceeași problemă apare și dacă pui folie fumurie sau folie roșie. O fi folie aceasta transparentă, arată bine, dar din păcate eu nu o voi folosi. Am să le dau jos și am să vă arăt diferența cu aceste folii și fără aceste folii. Avantajul la această folie este că o poți curăța foarte ușor, aproape oricând. Pur și simplu prinzi de ea și o tragi jos. După un timp, când este arsă de soare, nu o să se mai dea chiar atât de ușor jos. Dar, în principiu, e aceeași metodă, prin să ia mai multe fâșii, dar tot se dă ușor jos.
diferența este incomparabilă. Luminile de pe semnalizare se văd foarte bine, iar în acest stop de marșarier de preferat să nu mă uit în momentul de față, pentru că este foarte, foarte puternică lumina și mă dor ochii. În consecință, nu vă recomand să puneți absolut nimic pe aceste semnale. Dacă sunt așa albe, sunt cu un motiv, și anume acela de a te face văzut în trafic, și asta contează foarte mult. În schimb, m-am uitat în bec, greșeală fatală, pentru marșarier, noaptea, beznă fiind, dacă nu ai lumină în spate, poți să lovești orice și îți avariezi mașina, și crede-mă că nu merită, oricât de bine ar arăta mașina.